Simbruale, Simbruale. Eu cred că a fost un meci foarte dificil. Cum și ne-am așteptat, a fost o echipă bine organizată, care luptă. Și eu cred că pe viitor noi o să analizăm foarte bine acest meci și o să ne gătim să jucăm cât mai bine în Norvegia. Вы с Пастикой выполнили свою задачу растягивать, делать как можно более широкую атаку на фланге? Хотя-то спрямя, хотя-то, ну, просто держа антренера различит, так а мы не принят, все равно. Как считаешь, после первого матча ваша уверенность в том, что вы можете пройти дальше окрепла или, может быть, под вопросом она находится? Не, sub niciun fel de întrebare nu poți fi. Noi o să muncim și o să demonstrăm că rezultatul de acasă a fost un greșit și cred că în deplasare o jucăm cu mult mai bine decât acasă. Această comandă se deosebește de cei cu care voi la Iumșca Moroni ați întâlnit în campionatul Moldovei. Ea la mult, la foarte mult prevăzut competitorul pe moldovskom campionat. Desigur, orice echipă din Youth League este o echipă foarte puternică și eu pot spun că nici o echipă din Moldova nu se compară cu, adică la junior nu se compară cu norvegienii. Ați creat numeroase șanse, mai ales în prima repriză 0-0. Crezi că este un rezultat echitabil? Eu cred că da. Eu cred că putem și să marcăm, dar mai spun o dată, noi o să muncim, o să vedem ce greșeli am avut și cu siguranță vă pot spune că meciul din deplasare o să arătăm față. Simbruale, Simbruale.